Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin. Bună, Cătălina, bine m-am regăsit. Protestatarii continuă să fie prezenți în Vama Siret, atât fermierii cât și o parte dintre transportatori. Însă se poate doar ieși din România către Ucraina. La intrarea în țară, protestatarii se opun transportatorilor de mărfuri, celor cu mașini mari, tiruri, camioane, microbuze înmatriculate în special în Ucraina să intre în țara noastră. Pe de altă parte, acest protest deja începe să, nu știu, polarizeze și publicul, care era foarte alături de protestatari. Normal, pentru că da, s-a polarizat mișcarea asta în interiorul ei, adică fermierii sunt oameni care au participat la început la protest și pe urmă când și-au dat seama că se cocoață unii pentru capital politic sau pentru capital propriu de imagine, că așa vor ei să-i știe și alții, nu doar aia din sat de la ei, s-au dat la o parte. Sunt unii care au părăsit protestul. Și asta se întâmplă de vreo 2-3 zile. Adică și lungirea asta în condițiile în care sunt niște... Când faci un protest din acesta și ai 20 de puncte de revendicări, nu te aștept să le rezolvi pe toate, dă-o încolo. Adică pici undeva la mijloc, așa. Și când ai 30 de puncte, ai cu 15, 20, nu, evident că nu poți să le faci pe toate. Și am văzut foarte multe solicitări pe tot felul de platforme, dar nu se știe, adică asociațiile... Pe cine reprezintă acei oameni? Da, este incredibil. Sunt unele semnate protestatari. Care? Vasile, Gheorghe, Ion, Nectare, care sunteți? Adică cine? Nu e... Te caut, bun, ok, mi-ai trimis asta. Dar o să te caut, să te găsesc, să stăm de vorbă. Deci lucrul a început să se dilueze și evident că lumea care, multă lume a fost de partea fermierilor. Să se dilueze și simpatia. Simpatia, da. Și chestiunea asta cu, noi vorbeam și el, Cătălina, nu este normal să ții pe oamenii aceia, să te pui tu, care îl blochezi pe cetățeanul ucrainian care vrea să se întoarcă acasă, să-l ții tu, pune-te tu în locul lui dacă tu veneai din Ucraina și nu te lăsau să ieși. Eu sunt convinsă, Sorin, că între cei care sunt la coadă cu dorința de a intra în România sunt și șoferi români, da, cu probabil, siguranță. Da, da. Nu, dar nu mi se pare normal. Ok, nu las să intre. Am înțeles. Dar de ce nu las să iasă? Asta e ca sechestrare de persoane. Stai, mă, ce faci? De cine ești tu să mă obligi să stau aici? Fără mâncare, fără aia, poate nevastă mai e bolnav, poate copiii sunt bolnavi, maică mai pe moarte, nu știu. Dar cine ești tu, Gheorghe, să mă ții aici? Ca și cum tu, Gheorghe, când te duci în Ucraina, te ține Dimitrie la graniță, stai mă un pic, ce faci aici? Dar cine ești tu, ca să nu mai... Există șanse sau crezi că sunt șanse ca protestul să escaladeze în ideea conflictului dintre români și ucraineni fizic, păi nu, acolo, dar, la locul faptei? Dar normal, păi da, stai, Cătălina, acolo nu sunt academicieni în Vama. E Gheorghe cu Dimitrie, Vasile cu Vasilii, nu știu cum, Panait cu Igor și așa mai departe. Sunt niște oameni care conduc niște tractoare, niște combine și niște tiruri și sunt oameni căliți, care sunt blați prin viața asta. Nu sunt academicieni și ei nu stau la discuții. Pune mâna pe un par, pe ăla, schimbătorul de viteze, pe, nu știu, pe cheia franceză, pe cheia engleză și na. Dar ce crezi că o să se întâmple? Din păcate și presa a căzut la mijloc. Acum, știi? Din păcate și presa a căzut la mijloc. De ce? Da, bine, presa cade întotdeauna la mijloc. Că baie plătită de fermieri, da, că ba e plătită, da, de partide politice, bai că ba prezintă interesele, da, uneia dintre tabere, da. Acum n-a apărut încă că e plătită de ucraineni, dar nu cred că, da, mai durează mult. Adică niște chestii pe care, de la bun început, doamne, sunt de înțeles, dar faptul că este căpușata asta și au venit unii care abar n-au ce cu ei. Și care își fac partide politice. Și care își fac partide și sunt în partide și așa mai departe. Asta este enervant. Cu o chestie foarte bună, adică chestiunea asta cu cerealele ucrainiene e veche, nu se știe, nu e de acum. Și aia cu subvențiile, cum sunt la noi subvențiile, cum sunt în Polonia, cum sunt... Și aia cu seceta. Dar sunt probleme, evident că sunt probleme.
Dar să le rezolvăm, nu întindem așa numai de dragul de a nu întinde ca să se cocoațe unul să ia nu știu câte voturi la alegerile cu tare sau să-și facă nu știu care parlamentar care are 40.000 de hectare de teren să-și ia el nu știu ce. Și fraierii să stea acolo. Bineînțeles că unii sunt folosiți acum. Ți-a zis, unii s-au dat la o parte care au înțeles despre ce este vorba. E păcat că s-a ajuns în această situație pentru că este, repet, un domeniu al economiei foarte important cu niște oameni care muncesc și cu munca lor care este foarte importantă, care hrănește o țară întreagă și mai dai și pe la export. Dar să o lungești așa și să o împingi în extreme, nu mi se pare în regulă. Și tot n-am auzit pe nimeni. Bă, unde se duce grâul de la ucrainieni? Unde se duce? Când nu se duce în portul unde Constanța. Unde se duce în România? La cine? Tot la Gheorghe, la Vasile, la Ion, la Costic. Du-te mă la ăla. Fă-i plângere la Direcția Sanitară Veterinară și la poliție. Că ăla ia greu neconform sau cum e ăla, că nu e, că ucrainienii nu sunt în Uniunea Europeană să aibă niște reguli cum avem noi pe partea agricolă. Du și spune că ăla face Gheorghiță de la pâinea bucălată, ăla face pâine cu greu de la ucrainieni și plăcinte poale în brâu cu greu de la ucrainieni. Du și spune că greul ăla se duce undeva, nu zboară, vin păsările și mănâncă greul ăla. Nu pe se tot. Duce la ei noștri, care îți vând ție după aia pâine și plăcinte poale în brâu. La preț? La preț din ala zice, mă, e scump. Dar așa e greu în România. 2 lei, știi? Companiile de ride-sharing au protestat și ele revendicările lor, cel puțin în protestul autorizat din municipiul Suceava. Fac referire la noutăți fiscale care au intrat în vigoare de acum de la începutul anului. Mie o milă, nu știu, să plâng, m-aș pune pe plâns, da? Mă simt tocmai bine așa și mai plâng și pentru altul. Companiile astea de taximetrie, că ele sunt de taximetrie. Ele... De taximetrie civilizată. De taximetrie. Deci ele, companiile astea, când mergi la petrecere la nu știu care local, da? Și nu te duci cu mașina, că vrei să bei un par și nu ești inconștient, să te duci băut. Și mergi. Și te costă 20 de lei. Și noaptea când vin apoi 60 de lei. Eu așa e aplicația. Așa e aplicația. Sau când aterizează o cursă la aeroport, atunci, dacă s-au deschis ușile, da. Atunci aplicația arată că de la aeroport până în opțiune te costă 50 de lei și dacă ai apucat să-ți iei și bagajul să fii în fața aeroportului, te costă 150 de lei. Și eu n-am auzit din ăștia clienți să protesteze. Cererea reglează prețul. Știu. Păi asta e treaba, asta e cererea, trebuie să faci aia și cu aia și cu aia, asta e cererea, trebuie să te conformezi. Na, ți-am zis, aș plânge, dar... Pentru medici de familie plângi? Pentru medici plângi? Da, aici, nu știu, oricum asta cu medicina de familie e de mult pusă în genunchi. Că se plâng toți, că la urgenți. Tot, că medicina tot, de familie aproape că a fost distrusă. Și asta dacă e lovitura finală. Tot dacă e să facem o comparație, tot din cauza politicilor fiscale e pusă în genunchi. De exemplu, absurditățile astea cu salariul minim pe economie care crește în brut și scade în net. Ceea ce dar nu mă băgam. Deci știu că mi-a zis doamna Badrajan, care e medic de familie, că scad veniturile cu 40% pe cabinet. Pentru că sunt nevoite cabinetele să cotizeze mai mult la stat. Deci 40%, ca să nu intrăm. Și pe urmă, cum zicea doamna Badrajan, și așa, medicină nu prea mai faci și trebuie să faci șârtii și trebuie să stai la fundul sistemului birocratic. Electronic care se defectează. Acum mai e și e-factura. Și în loc să facă, să te consulte pe tine, să vadă dacă roșu în gât e roșu sau e portocaliu, stă și face e-factura, se uită la sistem. Și eu nu înțeleg care este scopul să distrugă medicina de familie, care e așa e aproape de colaps. Nu vine nimeni, nu este atractivă. Prin aceste discuții și prin aceste tăieri, schimbări, scandaluri, zic și mie, un tânăr care merge la facultatea de medicină și în anul 6 zic, mă, eu vreau să mă fac medic de familie. Nu, eu vreau să mă fac chirurg, vreau să mă fac... Unde se fac bani? Păi ce să mă duc la medicină de familie să nu fac bani? Nu înțeleg care este. Și până toți se plâng că
Urgențele sunt supra-solicitate. Păi la medic de familie, dacă medicul de familie, 60% sunt pensionari, dacă omul are 70 de ani, ce chef mai ai la 70 de ani și ce, vrei să zburi de medicii de familie la 70 de ani? Să stea noaptea, să răspundă la telefon, să vină la tine acasă, să fugă la vecinul. De unde? Are 70 de ani. Ce vrei să faci? Asta e medicina de familie. Oameni îmbătrâniți, dacă pleacă și ăștia nu vine nimeni. Că cei tineri merg, unde-i banul? Tu da, ai aptitudini de chirurg? Lasă-mă, asta nu contează. Se fac bani la chirurgie? La chirurgie mă duc. La ATI? La ATI mă duc. Bani să iasă. O, la medicina de familie nu vine nimeni. S-a zis, până la urmă o să fim toți autodidați cu Dr. Google și cu... Dar stai că e inteligența artificială. O întrebăm pe Alexia. Alexia, uite așa, vine Alexia, se uită la tine prin monitor. Dar numai că nu poate să pună mâna pe tine să vadă, știi? Doamna doctor Alexia, e viitorul. Și în contextul discuției de ieri, continuăm cu reacția primarului Ion Lungu la faptul că Foresta a dat în judecată primăria în încercarea de a obține o diferență de bani pe anul trecut, în condițiile în care, spune edilul Sucevei, nu a adus... De unde-i cuvântul ăsta, edil? Ca să nu repet cuvântul primar. Eu nebunesc cu edil și cu edilul șef. În condițiile în care Ion Lungu susține că nu s-au adus de conturile, nu prea îl folosesc frecvent, nu știu ceva, cum mi-a venit acum. Edil, nebunesc, edil. Și primarul edilul șef. Deci nu... În condițiile în care Ion Lungu susține că nu au fost aduse de conturile pentru suma de 500.000 de lei, ultima tranșă plătită anul trecut de către Foresta. Deci astăzi la cât a fost conferința de presă? La 8:30. A început la 8:30. Și pe la, cu fotbal a fost la 8:40. Nu știu. Deci astăzi să se consemneze acolo. Decesul? Astăzi la ora 40 a încetat din viață. Nu, gata. A încetat din viață Clubul Foresta Suceava. Eu cred că s-a sunat la efemer, că efemerul se ocupă cu toate. Efemer, ai sunat acolo și știe. Nu mai, cred că, nu știu dacă dă la Foresta de la Casa de Pensii ajutor de mormântare. Știi? Dar acum la suporterii care au mai rămas, dacă strâng mână de la mână, să facă preoți, nu știu, dar eu n-am văzut niciun preot la meci. O fi fost în civilă și nu știu. Să facă o gratuitate așa. Și în câteva zile trebuie făcută mormântarea. Că nu poți să ții, stai cu decedatul. Deci azi la ora 8:40 a murit și de 3 zile, da? Ar trebui slujba... Pe sâmbătă. Pe sâmbătă, o slujbă de mormântare frumoasă. Nu, că nu e campionat. Frumos, păcat, s-a dus, vin băcitoare profesioniste sau așa, unde te-ai dus, cui ne-ai lăsat, aia e. Deci azi a fost final, dar ce vrei să zic, adică dă primăria în judecată, îl pune pe omul într-o situație neplăcută și ce vrei să spună? Aoleu, îți dăm niște bani. Adică de unde? Gata, s-a terminat. S-a terminat pentru că s-a terminat, dar ce pui în loc? Ce începe? Că nimic. Nu finanțează primăria. Un club de Liga 4 a spus primarul dorește să finanțeze. S-a dus, nu mai e fotbal. Dar, acolo, nu mai repede, problema e veche, sunt datorii, a fost Babilonie, haos, fugărit Dorin Goian, fugărit Gabi Klim, fugărit Marian Bordeanu, băia șmecherii care erau pe acolo, nu știu, de prin Moldova, din Ucraina, nu știu, din Uzbekistan, de unde sunt ei, scoteau bani din club, că i-au pus bani, dă bani, tot cu datorii n-avea cum să mai meargă, știi? Și a zis că dă 3 milioane anul trecut. Nu s-a reușit promovarea, atunci a fost. Dar până la urmă stai și te gândești, mă, la 1.400.000, dacă n-ar fi fost datorii din spate. 1.400.000, ai rotund, 300.000 de euro. 300.000 de euro. Mă, totuși e Liga 3-a de un col. Păi Liga 3-a. 300.000 de euro. Păi, la Rădăuți, bugetul pe la Bucovina, cum îți zicea, 800.000, câte 800.000 de lei?
800.000 împărți 120.000. La rândul și tot pe acolo. Nici ei n-au promovat, tot pe acolo. Măi, diferență cel mai mare. Bun, nu 3 milioane, 1.400. La rândul 800, aici 1.400, știi? Totuși, Liga 3-a. S-au și dat niște salarii prea mari pentru Liga 3-a. N-a fost o chipzuială așa cum ar fi trebuit să fie. Și de ani de zile tot nu se promovează. Și primăria a tot dat bani, nu i-a dat pe toți. Se știe. Nici la handbal nu știu că i-a dat pe toți. Însă de ce e mai aproape de handbal? Pentru că handbalul are și echipele astea de juniori, are centrele astea de excelență, care produc jucători pentru loturile naționale. Handbalul este în Liga Națională. Pe handbal îl vezi la televizor. Îl dă la televizor. Nu se uită foarte mult lume, dar te dă. Pe fotbalul de Liga 3 îl dădeau doi băieți din Suceava când mergeam noi la meci anul trecut. Cu telefonul. Dinu și cu Skip. Dădeau ei cu telefonul mobil, filmau și dădeau. Se uitau niște oameni. Dar nu era pe un post de televiziune consacrat, nu, să zic. Adică e altă vizibilitate, eu asta vreau să spun. Aseară. Și ca să mă refer numai aseară. La ultimul meci, bine că s-a terminat pentru România campionatul european de handbal masculin seniori, la înfrângerea cu Croația, Daniel Stanciuc a avut câteva faze, m-am uitat la toate meciurile, a avut foarte bune. Băi, și comentatorul ăia, Daniel Stanciuc, jucător bun, perspectivă, ala, tânăr, 19 ani, menzină echipei, a uite, face drece, de la Suceava. Tânăr, jucător, care e transferat la Dinamo, de la Suceava. Tânăr, suceveanul Daniel Stanciuc. Dom'le, s-a uitat lumea, nu știu cât s-a uitat, dar ai fost la un campionat european cu un băiat de la Suceava, produs de handbalul sponsorizat de primăria Suceava. Dar tu ce ai produs în partea alaltă? Poate câteva știri de cascadorii râsului în anumite situații, da, așa, dacă știu, s-a mai nu, dat câte meciul, ceva. Ți-am zis, păcat, echipa s-a închegat, așa, păcat că nu s-a reușit promovarea. Dar ce ai produs, așa, să zici, uite mă, echipa de la Suceava sau fotbalistul așa, nimic. Așa că azi la 8.40 s-a constatat decesul. Antemeridian. Așa s-a constatat decesul, mă, să vedem cum va fi, cine face mormântarea și cum va fi. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi.